Numărul de noi cazuri de coronavirus este în continuă creștere la nivel național. Astăzi a fost înregistrat un nou record. 1.112 români au fost testați pozitiv pentru COVID-19. Numărul a început să crească de acum aproape două săptămâni. Aflat sâmbătă la Botoșani, ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a spus că, deși numărul este în continuă creștere, nu se impune o nouă stare de urgență în România și că situația poate fi ținută sub control, odată ce a intrat în vigoare legea carantinării și a izolării. În ritmul acesta de îmbolnăviri ne îndreptăm spre stare de urgență? Nu este cazul stării de urgență. Noi avem focare răzlețe în anumite județe, dacă să mă refer la Argeș, Brașov, Galați, Prahova, Dâmbovița, Buzău, București în acest moment, dar sunt focare care, odată cu ieșirea acestei legi care a fost promulgată președintele României, apariția monitor oficial, să putem gestiona prin acele mecanisme tip carantină sau prin izolare la spital sau la domiciliu, care ne-ar da pârghile necesare să putem stabiliza în decurs de două săptămâni această creștere. Până astăzi, 23 iulie, pe teritoriul României au fost confirmate 41.275 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 24.862 de pacienți au fost declarați vindecați și 2.787 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. Județele cu cele mai multe cazuri sunt Argeș, 106, Brașov, 113 și București, 101. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 5.586. Dintre aceștia, la ATI sunt internați 285 de pacienți. În județul Botoșani au fost înregistrate 5 noi cazuri în ultimele 24 de ore, numărul total al infectărilor ajungând astfel la 1.117. Din cei 1.117 botoșeneni infectați, 789 au fost declarați vindecați, iar 83 de oameni au murit.